Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de concursul nostru unic. Al meu. Special. Bă, de fapt, suntem aici cu Andrei și Florin. Arbo România. Și trec sare coroniță. De ce vreau da, să fie niște intro-uri atât de epice? Sunt frumos? Da. Bun. Avem aici câteva... Bine, sunt multe creații șmechere, doar că nu le putem prezenta pe toate într-un singur clip, vă imaginați. Înscrierile încă sunt on, să zic așa, le aveți în descriere, tot ce trebuie acolo, bam, 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 băgați, intrați pe server, vă jucați, construi, câștigați și gata. Ideea este că, bă, vă așteptăm la construit, concursul mai durează vreo 2 săptămâni. Până când se închid înscrierile și după aceea noi o să jurizăm. Mamă, îmi place cum se uită aici Florin, stânga-dreapta, se uită la toți, știi, care vorbește. Super ok. Și am ales astăzi random 5 ploturi plus încă un plot al lui Vlădus 4 pentru că este online și a făcut o chestie super faină. Deci 6 ploturi o să vizităm astăzi, vedeți cam ce au făcut participanții. Sunt și ploturi mai faine, sunt și ploturi mai puțin faine, dar au timp să-și revină până când se închide concursul. Ideea este că vă așteptăm să construiți razor, aveți șansa să câștigați chestii super faine. Nu vă mai uitați, mamă, de la mine mă rușinez. Mă disperat să mă biciorăm. Bun, Marvo România, spune-ne, te rog frumos, ID-urile ploturilor ca să dăm TP-uri. Bun, până să spun ID-urile ploturilor, doresc să spun ca cei care or să fie astăzi în acest video, doresc să vizualizeze și să înțeleagă ce au greșit și ce trebuie să repare, da? Dar să nu ia prea în serios această analiză pe care o să facem noi astăzi la această oră minunată. Te rog, Andrei, nu mai intra în mine. Baia se înțelege greșit. Bun, avem cele 6 ploturi minunate. Începem cu un număr magic, a.k.a. minus 17 cu 17. Cât plot? Deci știți cum am dat. Slash plot, spațiu TP, spațiu minus 17 cu 17. Eu o să-mi dau TP. Nu. Îl dau eu TP. Andrei. Te-a dat TP? Ah! Nu pot. Nu merge, are... Dă-i TP, dă-i TP. Dă-i. Gata, pici, bancă. Eu venisem de... Deci, ce e asta? Chiar, ce scrie acolo pe semn? Microfon. Bă, asta e microfon, ești nebun? Mamă, cât aparatul de microfon. Ești nebun? Avem o tastatură Marvo K400, destul de mică și un mouse destul de pătrățos, dar este ok, îmi place scaunul. Scaunul ce are? Ești pe calculator, Minecraft! Bă, uite, un aur, uite, un soare. Nu prea seamănă cu Minecraft, e ok. Băi, așa e ideea, uite, mai, bă, uite asta, statura asta mare de aici, asta arată... Băi, ideea chiar este faină. Statura asta mare, da, e ok, știi? Statura mare este... Așa statura, e un buton down, nu? Nu. Buton, pauză, dinte, lipsă, ce? Da, adică nu știu cum să zic, dar am nevoie de toate butoanele când mă joc. Nu știu, cred că... Încercea să facă ceva, nu știu. Enter-ul. Bine. Cel mai bine de până acum și a ieșit cât de cât ok, a ieșit logo-ul Marvo. Ok, a ieșit ok, doar că arată trebuie fain. Să mai lucreze... Vă dați seama că mai au de lucrat, adică mai sunt, după cum v-am spus, 2 săptămâni, adică mai au timp să îmbunătățească. Nu cumva era rotund. Păi asta zic că mai trebuie să lucreze. Mă, trec, tu mereu, bă. No. Bun, tastatura asta m-ar impresiona dacă prin culorile astea care le are de sub, nu știu, ar putea să facă ceva cu glow, să lumineze ceva. Să strălucească, precum Iisus. Să strălucească precum Iisus în zi de Paște. Bă, eu văd bine pauză, buton, pauză. Mai mult pe la un buton. Bă, ideea în felul următor, văd just aici, sub birou, un ștecher. Asta mi se pare genial. Da, mă, frate, asta e ștecher. Are și redstone. E bun. Ce vezi, mă, cu ștecherul? Duce la unitate. Aveți voi carcasă de lemn, nu, mă, băieți? Nu. N-aveți. De fapt, stai, asta e carcasă, stai, să nu zic greșit. Nu, cred că e direct, ba da, este carcasă, adică... E carcasă, mă, uite, butonul de... Ce fac, mă, intri în carcasă? Da, mă, merge carcasa pe lemne? Frate, știi că mai este vorba aia în jocuri că, frate, aceea e calculator pe cărbun, știi, ceva de genul. Cred că și aici se nu, pune aceeași regulă. Nu, e de la mă, e un... Da, setar, da. Stai închis la loc. Bun, standul de microfon destul interesant. Că unul l-aș fi implementat să fie legat de... Da, legat de birou.
ar fi fost mai interesant așa. Trebuie să apreciați că e capul meu aici, vă rog frumos. M-a decapitat de două ori. Bă! Oameni buni! Scuze! Nu trebuie să fac chestia asta. Oh my fucking god. Bă. Nu! Gata, nu, băi, lasă-mă craniu, lasă-mă craniu așa. Așa. Oh, s-a pus skin. Aha, aha, vă place, vă place. Bun, mergem la un alt plot să vedem ce... Am ales random? Da, păi, da, da. Da, nu știu, cam atât am de zis, nu știu, eu nu-l aș propune acestui builder, să spunem așa, să mai mărească biroul, adică mai are timp destul. Și tastatura și mouse-ul da, da, să mărească total. Biroul. Adică nu știu, cred că mai avea loc să mai facă încă două monitoare. Nu te ești pe Trex. Trex, ce te joci? Hei, Trex! Minecraft. Ai intrat în Ai intrat în Minecraft. Uite, se distrează, mă. Ce drăguț. E ca un copilaj din acela micuș, fraților. Fac lăsați-mă în pace. E lumea lui. E lumea lui. Na, bun, domnule Florin, bun. Spuneți-ne alt plot. Bun, următorul plot este 21 cu minus 1. M-am dus acasă. 21 cu minus 1. Oh. Da. Da, așa. Vă dau TP-ul here. Am venit. What? Am venit. Deci, ăsta e birou mare, frate. Da, ăsta este deci, un birou mare. Ce tare arată. Mamă, cable. Deci, fii atent, scaun de gaming Marvo CH101. Ia uite, mă. Nu prea seamănă, dar e ok. Stai-și, mă, că... Stai-și, mă, că arată fain. Cred că aici este în plus chestia asta. Adică, nu știu, după vederea mea, era în plus acolo ceva. Asta e mouse de gaming. Cred că l-am îmbunătățit. Stai-și, mă, asta e mouse de gaming Marvo G900. Zule, hai, eu mă după vasul, du. Dă-i în față! Dă-i! Chiar merge? LOL! LOL! Nu, nu, nu cred. Așa e când joci Minecraft. Deci ce e asta? Căști de gaming, Marv, uite căștile aici. Stai puțin, stai puțin. K950. Băi, știu că K950 nu este mecanică, dar... E fain. Aceasta sună mecanică. Da, sună mecanică, așa e? Da, stai să văd mouse-ul. Bă, oricum, îmi place foarte mult. Aici chiar este birou mare, frate, gen chiar vezi, e birou mare, scaun mare, monitoare, așa cum trebuie, tastatură, uite brațul de microfon e prins de birou, așa cum trebuie, știi? O, fii atent, are chestii în unitate. Mamă, are chestii în unitate, serios. Da, mă, se vede pe aici. Cred că ăla-i, nu știu ce, ăla, placa video, ceva, nu? Nu dau seama, sunt culori. Dar uite care redstone pe ele, deci înseamnă că ceva funcționează la acest calculator. Sau le-a pus pur și simplu așa ca să lumineze. Păi poate l-a conectat, dar nu se duc nicăieri cablurile. Pam, 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 pam. Ei. Auziți? Dar lipsește ceva aici sau mi se pare mie? Holy shit. Microfonul. Gata, ah. Nu. Era lipsă o chestie aici și am pus eu la loc. Mamă, stai pop filter, ești demon. Vedeți? Deci, vedeți? Ajut constructori. Ajut aici să fie. Mamă, suntem mândri de tine. Mulțumesc. Bun, înainte de a ne duce la următorul plot, dați-vă te pe la mine lângă plotul ăsta. Deci a trebuit neapărat să vin aici. Deci a trebuit neapărat să vin aici. Nu putem să ne dăm, dai tu cu toggle. Lol. Bă, să aveți OP. Deci, Minecraft. Deci, bă, îmi place tastatura. Bă, mie îmi place foarte mult ideea. Adică e așa funny. Bine, tipul ăsta are capul mai mare decât corpul. Chiar zici că e un mouse, ești nebun? Zici că e un mouse, nu? Da, uite, vezi, putea să implementeze la mouse-ul ăsta exact cum ai implementat așa asta. Da, el e. Încă o dată spun, putea să implementeze la mouse, cum ai implementat și la tastatură, știi, sunetele alea de taste. Înțelegi tu? De click. Dădea foarte urât, dădea foarte urât. Deci la antena, Windows 10. Ce culoare vrei cu asta? Bă, poți să intru prin monitor. LOL. Gata. Suntem în spatele monitorului. Dar uite și controlul ăsta e amuzant, știi? Nu... Ce monitor e ăsta? Windows 10? Ce monitor e ăsta? Windows 10? Și aici este tastatura Marvo K400. Deci este foarte construită tastatura asta K400, să-mi bag piciorul. Da. Ce picioare are? Bun. Din ce pe ce? Florine, ce? Următorul plot. Următorul plot este 20 minus 1. 20 cu minus 1? Da, 20 cu minus 1. Ok, suntem tot în zona. What? Deci, stai puțin, ăsta e setup de 3 monitoare. Da, da. Ok. Stai puțin, dacă mă așez pe mouse... A pus aici, da, mai, a pus. Ăsta e Marvo G904, mouse-ul.
Băi, tastatura îmi place pentru că seamănă cu culori, ca și sistemul 11. Nu, 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 seamănă chiar cu ca și sistemul 11. L-am văzut eu. Ca și deci, dă-i un dă-i search pe Google la Marvo ca și sistemul 11 să vezi că seamănă. La fel deci, ai lipsă butoane aici? Aaa, Trex. Deci trec. Cel mai dur jurat. Deci tu ești un fel de chelo de la ai umor, îți jur. Păi cum frate, lipsesc butoane, mie trebuie acolo, vine Z. Cum mă mai lași o crouch? Nu, nu trebuie să nu trebuie să apeși pe Z-Trex. Dar nu e Z ăsta, boss, e S-U. Z-Trex, știi, știi care e treaba? Treaba no, e urmă. Aici e CTRL alta alea, aici e C, X, Z, Shift. Da, mai dreptate, ești deștept. Te bine, la mine bine, lângă Z mai bine. Bine, 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 atunci facem un fel următor. Luăm chestia asta și... Nu, no, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie! Gata! Ăsta e logo-ul Marvo încercat așa mai mic, gen, știi? Da, este, este dimensiunea de 1, 2, 3, 4, 5 pe 1, 3, 4, 5. E dimensiunea de 5 pe 5. Mm. Imaginează 5 pixele, atât de ori. Da, e 5 pe 5, acolo, okay. Și aici ce avem? Marvu HG 9012 căști, deci cât de tare arată. Păi stai așa, stai așa. Arată foarte bine. Aveți la Marvu niște căști de alea imense. Verzi. Da, 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 pe astea sunt. Ba, le am văzut, băi frate, cât mi-au plăcut alea. Astea sunt. Da, dar uite cât de tare. Ce fain este. Sunt realitate, imense. Bă, sunt reproduse foarte bine, știi, sunt reproduse foarte bine. Și mai ales microfonul care este atașat de casca dreaptă. E foarte da, de casca dreaptă. Da, 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 e foarte bine. Nu, nu, nu. Nu, Trex, nu e așa. Trex, strici, strici construcții. Băi, 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 ai stricat aici construcții. Numai că așa era, așa, așa era, bă, bă, bă. No. Ba da. Așa era. Să țin. Cuze? Nu mai se intra în contează. Nu, mă. Trebuie să apreciem foarte mult faptul că măcar încearcă. Deci trebuie să-l încurajăm. Ești un, ești un constructor înrăit. Da, da. Mersi, mersi, mersi frumos. Următorul plotuleț. Ce mai avem noi? Următorul plotuleț. Următorul protule este de 18-2. 18-2. Dă-i tâpul lui Marvo. Dă-i tâpul lui Marvo. Gata, am venit. Loci. E mare. E monitor. Bine, se vede că mai este încă în construcții. Aici văd ceva butoane. Și pot să apăs pe el. Nu dai de scroll, dai de levier. Asta-i scrollul. E fain, mă, ideea. Ideea că e super tare, serios, deci bă, ideea că e super tare. Oh, are green screen, plus 1. Plus 1. Da, mă, are green screen. Are, are green screen. Ce tare. Stai să mă duc aici jos, văd că scrie ceva și nu înțeleg ce. Asta ce e, micro? Marvo. Marvo, dar ce... Uite, are căști aici, are boxe, ce-s asta? Aici scrie Power Marvo. By Marvo. Astea sunt boxe, cred, nu? Astea sunt căști, mă gândesc. Da, alea, sigur căști. Da, porbai. Băi, căști mai pătrate, dar... Nu știu ce să zic despre... Văd că are ceva redstone aici, dar nu știu ce voia să facă cu el. Dar ce căști sunt astea? Holy crap. Ce? Nu, lasă, nu, nu vă mai arăt. Bun, al plot. Aici înțelegem. Nimic, 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 spune. Mă uitam la acest pop filter. Fain, îmi place. Bun, mai avem, mai avem ploturi acolo. La câte am fost? La 4? La 5? Băi, până acum am fost la... 4, ăsta e la 4, nu? 6, da, da, da. No. Bă, da, 18-2, care vine? 14-2? 14-2, da, 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 14-2. Bă, ce miște e ăsta? Băieții... Să-mi spui, la ce plot mergem? 14-2. 14-2? Da. Oh, a, nu văzusem asta, ce tare. Lol, câta scaună. Lol, uite mă, băiatul ăsta e șmecher tare. Trex. What? Acel logo al, al Windows-ului 10. Da. Deci, bă, numai mie mi se pare scaunul. Veniți aici în față și uitați-vă la scaun. What? Mi se pare un scaun de gigant, de giant, gen... Da. Ciudat. E păi, fain nu ideea. Prea este simetric, părerea mea. Asta simetric, simetric, uite pe ce se ține. Frate, eu te înțeleg. What? Ce e asta aici? Marvo is boss. Ok. Asta e logo Windows, frumos. Elegant. Are gemulezi la unitate minus 1. Eu vreau să văd GTX-ul ăla mișto. GTX 1080, vă rog.
Aici la Tătuțum. Da. Ce scrie aici? Sper să vă placă acest lucru, e un microfon. Microfon? Da! Băi, trebuie să-i punem aici un minus 1 că și-a lăsat măsuța de unelte aici, adică nu e ok. Păi nu e gata, măi, nu e gata. Și-a lăsat măsuța de unelte aici, nu e ok. LOL, ce e asta? Ce? Este o încercare de monitor. LOL, ce tastatură! Tastatura arată fain! Tastatura arată bine! Uau, ai de cap, măi, ce șmecheră e! Deci ce tare arată tastatura asta? Hai, zi, Trex, că mai are butoane lipsă, hai, zi! Nu, asta ai loc să o cureți, asta, da. Da, asta are spații mari lipsă, pune. Ce e aici unde sunt eu? Păi acolo nu vine absolut nimic cum ar fi, sunt toate doar care spațiu. Sunt toate butoanele. Păi și atunci de ce spațiul ăsta e mai mic decât spațiul ăsta? Bă, bune, chiar e, nu știu. Pentru că omul s-a gândit că vrea acolo spațiul să pună, nu știu, un burrito. Da, mă, uite, bă, sunt toate butoanele aproape. Da, mă, e bine. Deci arată super șmecher. Și aici Marvel scris așa frumos. Super tare, îmi place. Da, e foarte bună lucrarea. No. Ce plotulețe mai avem? Am zis 14-2, da? Da, 19-3. 19-3, care ai zis tu că este pretendent la favoritul nu știu cui. What the fuck? Deci, hai să mă uimesc și eu. Deci, camera Marvel, casa Marvel. What the fuck? Ăsta e al meu, tatu, ce șmecher, e imens și nu-i gata. Da, nu văd... Ce ține de Marvel? Doar logo, nu vă captură asta. Bă, da, deci construcția este impecabilă. Epică. Deci, fii pe antenă. Pat, dulap, geam, cufăr, încă un dulap, televizor, canapea, măsuță, bă, frate, tot. Băi, are tot, doar că frigider. Are o mică problemă. Nu prea e Marvel. Da, deci trebuie... Da, are tot timpul. Noi v-am spus, bă, deci dacă... Deci cel care a făcut, hai să dăm un plot info, că-s curios. 7NKT, man, dacă reușești aici să faci un spațiu, o cameră, cu un calculator, cu tastatură, cu căști, cu mouse, Marvel, cu chestii de genul, frate, e... Deci asta chiar e o construcție super faină. Și el a de favorit sau ceva de genul. Ar fi bestial dacă... Uite, fii atent aici, exact aici, în locul ăsta, unde nu are construit nimica, cred că o să vrea să facă un setup de... Un setup de la... Barzane, 3 monitoare, scaun, mamă. Gaming, toate acolo frumos. Două calculatoare, unul pentru record, unul pentru live streaming. De ce ai face asta? Că... Bă, ce, stai, de ce? Pentru că e mai bine, ești mai legit. De ce? Da, e mai ok. Nu, deci aici în dreapta unde nu a construit nimic. Cred că o să fac. Da, ce mai bine. Andrei, că n-ai ajuns la 100.000 de abonați cu un singur calculator. Deci mă acasă. Bun! Deci nu știu ce, de fiecare dată am dorința de a-i spune lui Florin să-i spun Marvel România, pentru că mă amuză numele. Spunem. Nu-i... Bine, Marvel România. Ce e aici? Bă, am mai văzut setup-ul ăsta. Nu l-am mai văzut. E tare. Deci scaunul chiar... Bă, scaunul chiar arată scaun. Come on. Deci scaunul e fain. Mi-mi place. Da, scaunul arată foarte bine. Ce-i mă ăsta? Iron Man. Și tastatura arată bine dacă stați voi uitați. Bă, scaunul este foarte bine construit, oricum, omulețul văd că mai 3 monitoare baruzane, like de la mine, știu cum. Da, mă, știu cum. Tastatura arată foarte bine. Da, chit că lipsă. Chiar culorile alea, cum sunt. E șmecher culorile, Trex. Băi, e șmecher cu acele culori. Din câte am observat la multe creații de pe aici, culorile sunt... asimetrice. Adică niciodată n-ai să vezi ceva simetric, știi? Văzusem la un moment dat o tastatură ca K611 făcută replică în aici, dar nu mai țin minte pe ce plot. Și crede-mă că era replica, adică frate, te uitai la ea și te uitai la o poză cu ea, zici că era. Dar cât de greu e să copiezi o poză, să faci cam poză? Adică eu mă pricep să copiez. Minecraft player. Așa. Trec. Hai că vă teleportez și la Vlăduț, care e online. Hai, nu mă teleport, dacă vreau să fac ce are în unitate, nu mă teleport. Trex, 3 secunde, 3. E gol, minus 1. Bam. Deci, acum că este Vlăduț, este singur online, deci Vlăduț la 1 și jumătate online. Super tare. Ce-a făcut Vlăduț aici? Ce scrie aici? Ce-i mă? Marvo Scorpion scrie aici, ok. Bă, frate, asta... mie nu-mi place de ce ți-ai pune monitor sus, frate. De ce nu? Eu vreau să pun monitor sus. Cum mă să spui sus?
Tu ai avut sus trec stagi. Păi am avut și jos și sus și în spate. Mă uitam în spate, păi, dacă zic. Are un minus 1 din partea mea, îmi pare rău. De ce? Numele acestui webcam nu este ok. Logitech HD Pro. Aaa, trec, serios? Ce mai întâmplă? Minus 1 din partea mea. Deci trebuie... Dar ce are, frate? Monitorul e ok. Uite, Gaming Pro Marvo H324, scaun. Păi... Păi, văd că are 3 monitoare diferite sau nu ți pare mie? Da, are 3 monitoare diferite, da, 3 producători diferite. 3 plus 1, spun acum, uite-te atent. Vă place. A pus un semn aici, vă place. Și acum să spargem semnul și să veniți la web, la web, la web. Bă, spargem semnul, stai un pic. Nu, dă-te un pic. Spargem semnul și scriem. Nu. Hai, bă. Nu, profesorule, noi acum glumim, vă dați seama, noi glumim acum, dar mi s-a părut extrem de amuzant să fac acest lucru. Vă dați seama ce? Dacă. Bă, nu mai spargem. Să-i tai firul de la căști, nu, bă, le faci deci, wireless. În principiu am vrut să vă arătăm așa puțin tel câteva construcții. Sunt și construcții mult mai șmechere, sunt și construcții mult mai puțin șmechere, băi, dar unde mai e timp. Încă n-am dat de construcția care să mă lase mască la modul să nu mai am cuvinte. Adică nu știu, până acum chiar am avut de comentat, jur. Bă, dar băiatul ăsta are totul Marvo, bă, fiți atenți. Web Marvo, monitor Marvo. Da, nu? Da, pe bune, exact. Pe bune. Uite, nu, pe bune, vin aici. Ia. Yeah. Marvo. Marvo. Nu, serios? Marvo. Ideea este că așteptăm înscrierile voastre, vă mai puteți să scrie timp de 2 săptămâni și să terminați construcția în 2 săptămâni, bineînțeles. Noi când o să facem, bă, Florine? Cred că după 1. După 1 decembrie noi o să ne strângem și o să jurizăm. Adică o să... Ce fac, mă? De ce mă dichiși semne? Nu el, ce-am încheiat. O să stăm și o să jurizăm toate aceste construcții și la final o să existe câțiva fericiți câștigători. Noi sperăm cât mai mulți care să câștige seturi de gaming, diverse tastaturi, diverse perechi de căști, mouse și toate cele. Băi, nu știu, până acum spun că o să avem foarte mult de jurizat. Deci chiar o să avem mult de jurizat. Deci la... Da. Extrem de multe construcții. Să spunem oamenilor cam câți oameni s-au înscris sau... Da, de ce nu? Mulți. Bun. Numărul aproximativ al oamenilor înscriși până acum este 550 de construcții. Și gândiți-vă care... foarte mulți se înscriu după ce termină construcția, știi? Adică... Da, deci mulți încă nu s-au înscris. Adică noi vă recomandăm să vă înscrieți înainte și după să construiți Zitrex. Bun, un sfat pentru a nu fi vlăduți. Nu vă faceți monitoare de genul, vă rog eu frumos. Că așa. Dacă țineți voi minte bine, sunt urâte, pe bune. Sunt urâte. Bă, nu știu. A fost vorba la început, eu și Andrei ne vom alege câte o construcție, să zicem. Care ne place foarte mult. Da, și vor primi niște premii de favorizare, sau cum se numește? Favoritul jurat. Așa, dă-la, așa. Așa. Și deci... dacă vreți, monitoare mari, frumos, băi, frate, deci faza e să faceți cât mai aproape de cele reale, cum ar fi, nu ce-i chestia asta aici. Mau să zicem, deci cât mai frumoase să fie... funcționale, adică da, să scoată un sunet. Vă imaginați acum să se ridice tastatura, să fugă ea singură. Să danseze Macarena. Nu, adică butoanele să se audă așa frumos, ba, un piston să mai ridice sau mai știu eu ce. Chestii de genul, nu vă imaginați că mai știu ce. Da. Oricum, tipul cu camera continuă. Da, Florine, te ascultăm. Ok, da. Ideea este că aștept cât mai mulți înscriși. Să nu uitați, cei care participați, cei care ne vedeți, cei care ne auziți, cei care ne simțiți, ok? Să dați like paginii Marvo România, da? Pentru a putea participa și pentru a putea urmări minunatele noastre posturi în care anunțăm diverse produse noi. Dacă vă dau și un mic exemplu,
În curând o să aveți online și în retail, în magazine, kitul wireless de mouse și tastatură de gaming Marvok W500, care, după părerea mea, este albastru. Stai, o mică paranteză. Sunt român. Este ieftină? Da, o să fie în aproximativ 100 de lei. Da, nice. Adică, nu zic că... Adică, gândește că vrei să stai liniștit în pat, să te uiți la calculatorul tău și în același timp să umbli pe el, da? Wireless. Să te joci chiar. Wireless. Da, deci nu uitați să dați like paginii Marvo România pe Facebook, ne găsiți acolo frumos, avem data mai pagina. Și rămâne să ne auzim săptămâna viitoare. Exact. Sper. Mai revenim cu update-uri, stați fără griji, dar voi puneți-vă pe construit, bă, toate link-urile oricum în descriere, înscriere, regulamente, pagina Marvo România, toate cele în descriere, da? Tot ce trebuie. Trexane, așteptăm cel mai epic outro din România 2016. Aici, o zonă marnică. 360 Blaze It. Mulți m-au întrebat că sunt din Republica Moldova și dacă pot participa. Deci nu contează de unde ești, da? Republica Moldova sau România. Și dacă ești din China, cine plătește transportul? Am zis dacă sunt din Republica Moldova sau din România. Pot participa. Adică Basarabia e România. Whatever. Shit, n-ai zis asta. Nu contează dacă aveți sau nu număr de telefon, și nu contează. Contează să aveți un e-mail pe care vă putem contacta în cazul în care sunteți un fericit câștigător. Ok? Ca să fie înțeleasă această treabă și dacă mai aveți întrebări și mai multe întrebări sau sunt probleme cu serverul sau nu știu, orice altceva, nu ezitați să ne contactați pe pagina în Facebook Marvo România cu mesaj, da? Totdeauna o să fiu acolo pentru voi, să vă răspund mesajelor voastre. Da, mă iasăm. Nu, serios, chiar răspund tuturor oamenilor care ne contactează, adică serios. Mai ții minte când m-ai sunat, am stat în zi și eu, amințit. Hai, gata, Trex, do your job. Bun, deci... Bine, n-am glumit, chiar am zis. Bun. Deci, cam atât a fost. Dacă v-a plăcut, băgați acolo în descriere, aveți tot ce vă trebuie, nici măcar nu trebuie să vă uitați la clip, nu. Dar deja v-ați uitat dacă auziți chestiile astea. Păcat! Noi ne vedem data viitoare, o să mai apară clipuri cu diferite prezentări, să sperăm că data viitoare o să pot să aleg și eu câteva plotori. Mulțumesc. Să crești mare. Bine, acum au fost alese de pe acel site cu regulament, a mers random, deci nu ne-am plimbat și uite bă, luăm pe ăsta pentru filmare, nu. A luat de pe site-ul ăla unde s-au înscris și cam asta a fost. A trecut ceva timp, am găsit câteva pluturi goale, dar e ok. Bă, nu era gol, avea o lavă pe el, o bucată de lavă, dai. Bă, okay. Bun. Okay, deci, cam atât a fost, ne vedem data viitoare, baftă!